Să românile, bună ziua, mulțumesc pentru prezență. E un moment de foarte mare bucurie pentru mine. Suntem astăzi la recepția, la terminarea lucrărilor al lotului 2 din DJ-172D, un tronson de aproximativ 17 km cu o investiție de aproximativ 10 milioane de euro. Din cei 80 de km care are drumul județean 172D, sunt aproape de finalizare o mare parte din ei. Mai exact, lotul 2 este recepționat astăzi. Tronsonul 1 din lotul 1 a fost recepționat în urmă cu aproximativ 3 ani. La tronsonul 2 din lotul 1, mai exact de la intersecția cu drumul Blajului până în Mița, în momentul de față au început lucrările pentru stabilizarea terenului și sper ca până la finalul anului viitor să putem finaliza și tronsonul 2 din lotul 1. Până la finalul anului în curs, după discuțiile cu constructorul, cred că vom face recepția și la lotul 3, mai exact din Josenii Bâlbeului peste Strâmba până la Ilva Mică. Avem lotul 4 în care am avut probleme cu constructorul, unde s-a reziliat contractul. În momentul de față, în urma expertizelor și updatărilor datelor și a cantităților de lucrări care au rămas de făcut, documentația este în validare la SICAP. În această iarnă sper să finalizăm achiziția publică și din primăvară să înceapă lucruri și la lotul 4. Iar la lotul 5, stadiul fizic este de peste 75%. Să vedem cât vom reuși să facem până când vine frigul. El va fi finalizat în primăvara anului viitor. Deci, DJ-172D, un drum foarte important pentru noi, în lungime de aproximativ 80 de kilometri, cu o valoare aproximativă de 50 de milioane de euro. Finanțarea de bază a acestor drumuri este prin programul operațional regional cu cofinanțarea Consiliului Județean. Aș vrea să le mulțumesc foarte mult tuturor celor implicați în aceste proiecte, de la colegii mei din Consiliul Județean, începând cu Direcția Tehnică Serviciu de Drumuri, echipa de management. Să le mulțumesc celor de la ADR Norvest care ne-au stat aproape și lucrăm foarte bine cu ei. Și asumându-mi absolut toate lucrurile, vreau să felicit în mod special constructorul. Deci, eu mă bucur foarte mult că în județul Bistrița-Năsăud avem o asemenea companie care poate face lucrări de cel mai înalt nivel calitativ. Nu văd în momentul de față niciun fel de diferență între un drum din Elveția, Austria și Germania în comparație cu ceea ce noi avem în momentul de față aici la Colibița. Sunt câteva companii importante în județul nostru care fac lucrări de foarte bună calitate, compania Dimex fiind una dintre ele, care din punctul meu de vedere a făcut o lucrare la cele mai înalte standarde. Le mulțumesc pentru acest lucru și îmi doresc foarte mult ca standardul de calitate pe care l-au ridicat la un nivel foarte înalt să-l păstreze în continuare. Cred că pe toate cele 5 loturi, asocieri de aproximativ 300 de firme. Vă dați seama, colegii mei de la achiziții, câte zeci de metri cub de documente au trebuit să le frunzărească până am ajuns aici. Din punct de vedere a construcției, nu știu, domnul Scurtu, haideți, vă rog, cine vine? Dumneavoastră sau altcineva? Cine, nu știu să vă spun care a fost cel mai... Eu am văzut aici săpături la zeci de metri, diguri de sprijin, le vedeți și dumneavoastră, dar domnul inginer Dan Scurtu, directorul tehnic al firmei, care a și fost responsabil de proiect, vă poate spune mai exact ce a fost mai greu. Bună ziua. Totuși, partea noastră a fost mai ușoară decât treaba echipei de implementare. Deci, felicitări echipei de implementare. Nu am întâmpinat probleme ieșite din comun, ca dovadă că le-am dus la bun sfârșit. Au fost probleme cu alunecările? Este o zonă destul de instabilă? Este o zonă chiar foarte, foarte instabilă. Sperăm că le-am tratat cum se cuvine. Sperăm să nu fie probleme. Cu cât timp înainte să finalizeze drumul are o garanție de 8 ani. Și a fost terminat cu cât timp înainte? Nu știu, până la când era contractul? Cum? Aprilie 2020. Deci cu jumătate de an bun înainte, da.